Să începem, dar... Dragii mei, și Sergiu și Mircea. Și nurorile mele, Violeta și Luminița. Da. Nu vă mai chinuiți, că vouă nu vă las nimic. Ce? Cum? Dragii mele, Lara, îi las 1.000.000 de euro într-un cont la care va avea acces imediat ce va intra la facultate. Mersi, bunicule. Și acum, dragii mei nepoți, Victor și Vladi. Vladi, tu ești un pampălău. Dar ești simpatic. Iar tu, Victor, mă moștenești într-un totul. Da, absolut. Ești talentat. Da, exact. Dedicat. Și foarte muncitor. Și muncitor. Ai așa că restul averii. Așa. 3 miliarde de ron, portofoliul imobiliar și firma de arhitectură. Exact. Oh. Va rămâne nepotului care se va căsători și va avea primul copil. De preferat un băiat. Numele nostru trebuie să meargă mai departe. Elisabeta, ești aici? Bineînțeles, dragul meu. Draga mea, tu vei avea grijă ca tot ce am spus să se respecte, să fie îndeplinit în tocmai. Așa o să fie, dragule. Îți mulțumesc, draga mea Amandina. Te iubesc. Heclerul meu. Sunt și copii de față terminat odată cu erotismele astea. Dacă dragostea este cel mai frumos sentiment din lume. Ce să zic? Nu, că tu ai ști asta. Dar cum face asta? E mort? Da.